Revocarea lui Chioveși din funcție ca și principală luptătoare împotriva corupției va dăuna în continuare României. Revocarea lui Chioveși din funcție ca și principală luptătoare împotriva corupției va dăuna în continuare României. Practic, Curtea Constituțională, prin decizia de astăzi, îl obligă pe președintele Iohannis să o revoce pe Laura Codruța Chioveși. Punctul dumneavoastră de vedere legat de decizia CCR care e? Nu e, să spunem, cea mai fericită situație în care se află România. Probabil că e loc și de mai mult rău, din păcate. Dar cred că aici tot despre Dragnea vorbim și sigur că da, revocarea lui Chioveși din funcție ca și principală luptătoare împotriva corupției va dăuna în continuare României. Trebuie să-și asume domnul Dragnea chestiunea asta.